Să vorbești. Păi și doamna afară, a ieșit, a plecat? Eu sunt cu cap. Păi du-te afară, că păi poate pleacă fără zi. Păi ies iar să dă interpretează dacă ești afară. Păi mergeți la doctor. Vive cu mama. Dar ce mă, mi-e frică să mă duc acționar? Păi nu vrea mama să iasă. Și ce? Să dea mama? Dar ce, atât de bătut în cap o fi să dea mama? Nu, am zis că nu vrea mama să iasă, că se interpretează. Se interpretează. Și a zis, am zis, du-te cu mama. Deci acum nu ți-e frică la ceea ce mi-a zis? Nu. Nu are ce să-mi facă. Nici nu mi-e frică. Cu vreau să mă pun cu el și mi-arată el mie. Sau cum am vorbit. Din vorbe. Da. Și mi-arată el mie. Din vorbe. Am zis că dacă vreți să fiți jignite, o să vă jignesc. Da, mi-arată el mie. Asta am zis. N-are nemisiune cum să dea dumneavoastră, o să fie descalificat. Da, să dea, mă, ne, dacă e așa șmecher. Mi-e frică. Uite, mie mi-e frică acum, îți spun? În partea aia spar jumătate de raft, toate tablourile la rând. De ce? Că n-avea pe ce să descarce nervii. Deci mi-e păi da, dacă dă în cineva, o să fie descalificat. Și dacă eu îmi dă mie un pumn, eu stau liniștit? Mai dă unul, mă? Păi mă, turc el pe jos. O să vii și tu. Păi? Da, eu sper să nu se ajungă acolo, nu? Păi nu se ajunge acolo. Tu nu vezi ce pornit e? Mergeți! Baftă! Rămâna! Eu-s cu cap. Plecați. Așa, să stai liniștit ca asta vrea, să te enerveze. Stai liniștit. El cedează primul. Stai liniștit. Foarte bine. Mai mănânci pâine? Hmm? Pâine. Nu vreau. Uite bucățica aia, stai, stai, uite aia de acolo. Mersi. Poate că e liberă. Trebuie să-mi bau și eu. Am băgat și nu am copilator și pământ. Crezi că de ce l-au băgat acum în casă? Hmm? Crezi că de ce a venit acum în casă? Și era doamna Olica, era tu, era proaspătă treaba. Să se dea materiale, cum face mișto în casă toată ziua. Nu se dau? Păi nu se dau, că și la mine se înțeapă tot timpul. Nu sunt înțepături, nu? Alea nu sunt înțepături? Talenturi. Dacă începem cu asta, încep și eu cu altceva. Când îl văd că doarme, să vezi ce gălăgie fac în casă. Ce bă să fac? Să dea mesaj, taful să mă potulești. Facem de-astea? Facem de-astea. Că pot să fac. Sunt multe care pot să faci să stresezi un om dacă vrei. Da, dar eu am pretenții de la tine că tu nu te cobori. Păi nu, te cobori, dar mi să stai cu de fraier. Că nu-s fraierul nimănui aici. Am venit să-mi vădă treaba mea. Că el a stat cum ai cu mine pe buze până acum, eu vorbesc de cine vreau. Și eu acum fac ce vreau. Tu nu trebuie să fii ca el. Și făcea ca toate animalele în emisiune. L-ai văzut cum a făcut la mama? Da. Și la cine s-a strâmbat? La mine? La mine, Cica. A, tot la tine. Și ăla tot la tine. Da, și ăla tot la mine. Păi și eu am văzut că n-are efect la mine, a trecut la next. Trebuie să chemi Globus aici, numirea asta pentru filmul, e mare circ.
Muzica. Păi invers. Păi invers, mă, dar eu nu m-am luat de mama lui. Dacă era mai căsă aici, îi făceam așa, lasa să gândească. Păi vezi, măcar ai un respect. Dacă nu te respecte cineva mai în vârstă, înseamnă că are motiv să nu te respecte. Că nu știi să te porți. Ca să-l respecte, ca să fii respectat. În oferi respect, vei primi respect. Că până atunci nu, nu vei primi. Stai liniștit. S-au legat că au fost primii care ne-a chemat la masă. Ca să vezi tu ce s-a legat lumea acum. Că ei au fost primii care ne-au chemat la masă. Dar eu nu mi-amintesc. Ne-a chemat acolo, nu știu cine, doamna Daniela cu... A, când nu eram... Când ați intrat în casă prima dată? Nu știu. Mai vrei niște bucățele de salam? Mai de noi vorbești. Al motiv nu știe să-mi trebuie cel ce a făcut prietena lui astăzi aici. Îmi doare ce a făcut eu. Și tot atât mor de pinguin, dar n-am văzut. Ce treabă are cu pinguin? Să-și vadă treaba lui. Ai papsul de acolo ca să-ți spăl? Dar ce mă cu ăsta aici, că mă disperă? Ce? Nu știam ce aia. Aaa, ce putea pește. Ciorba aia mai fi bună? Nu cred că mai e bună. Ce să fie? Dacă mai fi bună. Asta unde le arunc? La gunoi. Cum? Direct la gunoi? Sau da. Aici? Nu, aici o să pută.